Cra. Și voi până la urmă în temă ce ați scris la faza asta cu... Haoleu, ce tot spui acolo? Noi am avut temă, fă! Da, Abi, dar tu nu ai de unde să știi că ultima oară ai plecat valvârtești din clasă înainte să termine ora... Mai știi? Hă? Eu am o treabă mai importantă decât să stau aici să vă ascult vouă toate baliverele astea. V-am pupat la portofel. Mua! Ah, da. Așa, și ce vrei să spui, domnule, cu asta? Bine v-am găsit, copii! Ce mai faceți? Bună dimineața, domn profesor! Ce să facem, domn profesor? Uite, își arătăm pe aici pe temele pe care le-a dat. Nu cred că ai făcut asta. Adică da, fă, până și eu sunt mai breaz ca tine. Nu, cum poți să dai din casă așa ceva? Da, pe ochi frumoși, nu glumă. Of, cerule, mai bine rămâneam în pat de dimineață decât să știu că urmează să iau un 2 pentru o temă nefăcută. Mersi, Mimi. Ha? Ce? Cum adică? Sorry. Stați liniștiți, copii, pentru că azi o să mergem într-o excursie cu clasa. Yeah, yuhu! Nu sunteți entuziasmați? Păi, stați, și tema nu ne mai verificați? Mimi! Upsi, am uitat. Lăsați temele, copii. Ce e mai important decât distracția până la urmă? Nu-i așa? Da, păi cum? Haideți, vă rog, domn profesor, vă și pup dacă vreți. Psst, doar că haide mai repede până nu se răzgândește nebunul ăsta. Da, dar e totuși ceva dubios la proful astăzi, nu vi se pare? Na, e doar în lumea lui. Haide odată că te mănânc cu fulș cu tot dacă-și amintește ăsta și ne dă un 2. Nu știu ce-s fac. Am obosit. Iar mai pot. Asta nu mai e excursie cu clasa, nu e. Mai mult e probă naiba de rezistență continuă. Iar eu nici pe la orele de sport nu am trecut. Deci vă rog eu frumos, putem să facem o pauză aici, vă rog. Desigur, Mimi, orice pentru tine. Și tocmai aici voiam să ajungem de la bun început, nu-i așa? Proful cu cine vorbește și... Da, mă scuz dacă te întreb, unde e acest... aici de care vorbești? Că mie mi se pare că suntem în mijlocul nicăierului, în pustietății și nu se aude nicio manea pe o rază de mai bine de câțiva kilometri. Eu nu mai suport asta, domne! Da, așa e! Iar Nintendo Switch-ul meu a rămas fără baterie, auziți? Știți cumva pe ce parte au copacii ăștia prinza ca să-mi încarc și eu un pic ăsta? Stați liniștiți, copii, suntem exact unde trebuia să fim. Stai așa, dar locul ăsta îmi pare cunoscut de undeva. Nu, aici am găsit noi pentru prima oară. Hei, scoate-ne de aici, nu merităm să ne faci una ca asta. De ce ne faci tocmai nouă asta? Răspunde, profu, răspunde. Of, Mimi, săraca de tine, nu știi prea multe, dar joaca de-abia dacă a început. Aoleu, dar ce seamănă ăsta cu directorul ăla malefic din sezonul trecut? Să mor eu dacă nu, da, nu? Perfect! Planul meu dă roade, acum că toți sunt capturați. Voi, copiii mei, puteți să-i înlocuiți și să influențați noua generație de puști după bunul meu plac. Imediat ce oamenii vor începe să aibă încredere în voi, noi vom domina YouTube-ul românesc pentru totdeauna!